Vă salut, nesici și consumatori de vlog. Și în vlogul de astăzi avem o discuție de cuplu despre terapie. Da. Am văzut multe comentarii care ne invitau să vorbim despre terapia de cuplu, dar și despre terapie individuală. Pe scurt, noi când am apucat mai mult de terapie de cuplu? Anul trecut, cam prin perioada asta. N-am apucat de terapie, că iar o luasem așa razna și eu și nu ne mai înțelegeam bine și ne-am dat seama că nu comunicam corect. Eficient. Și eficient. Și cât am făcut terapie de cuplu? Vreo 3 luni, cam așa. 3 luni de terapie de cuplu? Săptămânal. Era un soi de box, mai țin de cum era? Da, la era început. De fulam, era unul pe celălalt. Era că batu, bapamăti. Că uite că era terapeuta de multe ori, stai așa și era. Deci stați puțin. Asta până am învățat să vorbim, să comunicăm, pentru că eu asta am învățat din terapia de cuplu, acel Google Translate de cuplu. Pur și simplu am început să nu ne mai apăsăm butoanele unui celuilalt. Sau să nu ne mai apăsăm atât de des, ca nu vă închipuiți acum că avem relația perfectă. Doar că terapeuta ne-a explicat că nu este de ajuns doar să îl auzi pe celălalt cum vorbește, ci trebuie să-l și asculți. Una e să auzi, alta e să asculți. Și ne-a învățat tot felul de tehnici prin care să comunicăm, să ne comunicăm emoțiile, să ne comunicăm dorințele și așteptările, să înțelegem că cel de lângă noi nu poate să ne citească gândurile și că dacă noi nu comunicăm ce ne dorim sau ce așteptări avem, el nu are de unde să știe. Asta nu înseamnă că dacă eu am comunicat către Marian, mi-aș dori foarte mult să nu-ți mai lași hainele împrăștiate prin casă, s-a întâmplat schimbarea așa. Un an mai târziu, că tot se face aproape un an de când am făcut terapie de cuplu, în sfârșit am găsit o variantă în care să nu mai găsim toate hainele împrăștiate prin casă. Cine a găsit-o? Eu am găsit-o, ți-am adus un coș de rufe aici. Cine și l-am ți-a spus să-l aduci? Nu pot să cred așa ceva. Nu mi-ai spus eu că trebuie să-mi aduci ceva să pun. Da. Să găsim o variantă. Deci, în primul rând, eu nu-mi las hainele peste tot prin casă, da? Hainele, eu mi le las într-un singur loc. Și, și care e al doilea? Jos. În baie. Jos. În grămăjoara pe care o alimentezi și tu, nu doar eu. Adică și tu și noi. Și să și care alimentăm. Stai puțin. Deci sunt două locuri, da? Locul meu de aici, da? Dar n-ar fi mai bine să fie un singur loc ca să nu mai urcăm de 10 ori, să nu mai... Păi, am găsit soluția cu coșul. Da. Și eu am permis că o dată pe zi iau coșul și îl duc la... Da? La jos în baie. În baie. Da. Dar ideea e că... Vedeți? Terapie de cuplu. Băi, stați puțin, că nu e așa. Deci, eu am învățat să ascult piticii georgianei. Unul dintre piticii georgianei este nu suportă să fie lucrurile... chiar dacă ele sunt într-un loc, nu suportă să le vadă așa înșierate, expuse. Vreau să fie la locul lor. Da. Vreau ordine. Mie îmi place să fie ordine. O dezordine mă obosește fantastic. Îmi dă o stare proastă. Eu sunt un om care evoluează puțin câte puțin. Ați văzut, n-am avut niciodată un boost, așa să ziceți, bă, dar ce s-a întâmplat cu Marian? Dacă vă uitați la un clip dintre ale noastre de acum 8 ani, veți vedea cum eram acum 8 ani. Și veți vedea că încet am evoluat. Așa sunt și în cuplu, așa sunt și în viața de zi cu zi. Primul pas, Georgiana nu suporta să-mi vadă hainele, că nu mi-așez hainele corect în dulap și alea. Nu corect, nu vorbim despre corect. Să fie așezate, să nu fie peste tot prin casă. Nu. Nu-ți plăcea că eram puse cadra cu acolo. Dacă deschidem dulapul lui Marian, veți observa așa că sunt puse cadra cu în continuare. Dar știți ceva? Nu mai îmi pasă pentru că nu le mai văd. Exact! Asta a fost soluția pe care am găsit-o. Am zis, Georgiana, hai să ne separăm garderobele. Dar erau separate oricum garderobele, doar că aici vorbești aiurea. Când am avut noi dulapurile vreodată comune aici de când stăm aici? Stai puțin, că de când ne-am mutat am zis că o să avem garderoba. Eu zic, în momentul în care ne-am mutat împreună, dar împreună, era haos. Noi vorbim pentru despre... că avem aceleași dulapuri, da? Vedeți? Și când ne-am mutat la casa noastră, am și stabilit. Tu aveai jos hainele la Noel, unde e camera lui Noel acum, iar eu le-am pus aici. Fix așa te-am zis, bă, hai să le separăm ca să nu le mai vezi, să nu mai răzna. Am găsit o soluție. Și de aia nici nu ne certam o dată pe săptămână din cauza hainelor tale care erau peste tot. Și după aia am găsit problema cu asta. Am rezolvat problema asta.
Ai rezolvat-o. Au trebuit 5 ani. Deci ai rezolvat-o. Noi suntem 9 ani împreună. Ai rezolvat-o tot problema asta? Ai rezolvat-o tot? Păi dar nu eu am venit cu ideea. Să eu avem un loc acolo. Voi l-auziți? Cine credeți că a venit cu stresul ca să facem aici dressing? Cine crede? Și de mă jur o dată pe săptămână că el... E altceva, este dressing-ul tău. Ați văzut ce bun, ce mult vă ajută terapia de cuplu. Uitați aici un exemplu de cum. Băi, mai întâi de toate, am uitat să fac un disclaimer. În clipul ăsta, noi nu, cum să zic, nu ne poziționăm că uite, ne-am rezolvat toate problemele sau ceva genul. Doamne ferește, suntem la fel de haos. Însă, după cum observați, nu ne mai scoatem ochii. Suntem foarte calmi. Eu sunt foarte calm, ei foarte calm. Păi n-ai cum altfel. Deci, după 9 ani împreună și după anul trecut, care a fost cel mai greu an din relația noastră, nu ai cum să te mai enervezi pe chestii de genul ăsta. Pur și simplu azi, râd. Și la modul numai, adică nu sunt hainele puse în ordine, nu mă interesează, tu te îmbraci cu ele așa, tu nu-ți găsești, tu nu știi unde sunt, nu eu. Terapia de cuplu. Ne-a ajutat. Ne-a învățat să vorbim, să comunicăm unul cu celălalt și să căscăm ochii și să ciulim urechile. Eu asta am făcut. Mi-am seama că Georgiana, ca și mine de altfel, este o ființă simplă. Are doar anumite butoane, nu are foarte multe butoane. Și are și grijă să-ți repete Marian chestia aia. Știți că e vorba aia, nu trebuie să repeți în fiecare lună soțului să facă, să repare chestia aia, știi? O să o repare el singur la un moment dat. Exact. Fix așa. Deci, mi-am dat seama că trebuie să îi ascult piticii aia evidenți. Pac! Și găsesc soluții. Adică încerc să mă mișc în jurul acestor aspecte. Cum și ea de altfel îmi ascultă piticii și se mulează pe situație și face tot ce e posibil ca să creeze un soi de armonie în cuplu. Cam așa funcționează lucrurile. Dar pe scurt, cel mai important lucru e să comunicați și să nu țipați, să nu vă duceți în zona aia în care vi se umflă amigdala, da? Asta pentru că cu toții avem niște butoane din fașă, niște traume din copilărie, să le zicem așa, sau traume adunate de-a lungul vieții. Transgeneraționale. Și alea transgeneraționale, care vin pe linie de partid, da, în familie. Important e ca atunci când va apăsa butonul ăla, fie respiri și ieși în încăpere, nu detona bomba, pentru că dacă tu vei detona bomba, vei apăsa fix butoanele pe care le are celălalt. Și o să fie o spirală a butoanelor apăsate. Asta nu înseamnă că noi nu ne mai apăsăm butoanele unul celuilalt. Cu siguranță se întâmplă, dar se întâmplă foarte rar. Chiar vorbeam acum de dimineață că noi ne-am dat seama că noi nu ne-am mai certat de foarte mult timp. Adică săptămâni, 3 săptămâni, ceva de genul. Adică și când vorbim în ceartă, nu mă refer la scandal și așa. Pur și simplu să... Căcaturi, să ridicăm vocea unul la celălalt, să zic, băi, dar ce... Asta pentru că am învățat să ne înfrânăm instinctul... Și să nu ne mai peste atât de mult de toate căcaturile care sunt insignifiante. Spre exemplu, eu mă enervam super tare pe faptul că Marian este foarte dezordonat. Asta este, cred că, unica și singura mea problemă în viața asta cu Marian este că e foarte dezordonat și așa, că lasă haos în spatele lui. Lasă haos, frățică. În bucătărie, adică după nu ce peste mănânc, tot lasă haos. Unde lasă haos, ia spune-mi. Măi, dar îmi pare rău. Unde mai lasă haos? Îmi pare foarte rău că ieri, dar n-am avut timp că așa, eram grăbită. Așa. S-ai făcut o poză, nu, duminică, pardon. S-ai făcut o poză cum a lăsat baia după ce și-a făcut duș. Știți ce înseamnă piscină? Aia era în baie, piscină. Măi, n-am avut timp. Nu am avut timp să fac poză. Am și vrut să fac poză să-i trimit. N-ai și ceva, n-are nicio miză, whatever. Oricum intru la duș, oricum șterg, nu mă cer cu el. Dar asta zic. Cât de des se întâmplă asta? Iubire, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. În primul și în primul rând, vorbeam și nu mă mai întrerupe. Vorbesc. În cel mai dese caz, în cele mai dese cazuri în trecut, m-aș fi folosit de orice gen de situație în asta ca să-i scot ochii. Acum să le modu, vreau să am o duminică liniștită sau vreau să mă cer ca să câștig ce? Oricum șterg. Sau vine și șterge, dă ochii peste cap că voia să uite și la nu știu ce serial și la închimat o să șteargă după. Poate, vă șterg eu și avem o duminică liniștită și la revedere. Ăsta e un exemplu. Sau, spre exemplu, aseară a venit foarte târziu de la o filmare, eu lăsasem bucătăria boboc. De dimineață când m-am trezit în chiuvetă vase, când putea să le pună mașina de spălat, dar nu m-am enervat, le-am lăsat și eu acolo și o să le pun mai târziu. Exemple, astea sunt exemple așa din viața de zi cu zi, ca să nu credeți că noi avem certuri de-astea foarte complexe, nu, de la căcaturi. Astea, căcaturile sunt, că probleme complexe nu avem. Asta ține de...
De reflex, că trebuie să încărez reflexul. Uite, chiar îmi pare rău pentru aia cu abinele și pe rău, chiar pe fugă, nu se întâmplă des. Chiar state în să las ok. Ai observat asta. Dar așa... Mă, dar ce lăsase în baie, mă, nu da, cred că... Da, îmi dau seama, da, da. Deci a făcut duș în 3 minute, ca niciodată. El dar care... că mă grăbeam. Dar te grăbeai ca să te la serial. A, pentru după aia trebuia să plecăm cu Noel. Da. Păi da, așa, am zis să câștig timp. Da. Timpul lui, exact, doar timpul lui, a zis cum a scos-o pe gură. Am greșit, îmi pare rău, da, ador această discuție. Dar m-am grăbit, ai văzut. Da, îmi pare rău, așa, da. Iar aia cu mașina de vase, e un reflex pe care trebuie să mi-l creez, pentru că... El încă mai spală vase de mână. Da, e mult mai ușor și vă spun de ce. Face haos în bucătărie, urăsc. Lasă-mă să explic de ce e complicat. Pentru că, de fiecare dată când vreau să bag o chestie în mașina de spăla vase, bă, frate, asta știi cum e, first world problems, știi? Probleme pentru lumea din... Da, ei n-am mai gărit, anii story fail. Da. Bă, e tot timpul mașina plină cu dalea curate, știi? Wrong. Și sunt la modul, pentru un căcat de farfurie, trebuie acum să exact, stau să scoată... și să scot toate alea. Nu, o să vină Georgiana să le scoată, pentru că nu e așa. Păi tu ai băgat mașina. Ați văzut? Singur își dă cu aia în... Pe de-aia mi-a luat Tesla, să-mi dau cu aia. Bă, dar jur... Ador acest vlog, sper să te uite la el într-o zi și să-și dea seama cum fentează și cum încearcă el să fenteze anumite activități în casă, dar, și să-și dea seama câte lucruri fac eu. Și de-aia spăl de mână de cele mai... Dar știu că faci foarte... Dar nu apreciez eu câte lucruri faci. De-aia spală de mână și știi ce face? Face haos, nu dă bucătăria, zic, la modul mai... Deci știți cum sunt? Te rog din suflet, lasă-le și pleacă. Terapia te pleacă. De-aia n-am susținut niciodată că sunt perfect, apropo. Știu că am defectele mele, dar încerc să le rezolv. Chiar încerc să fac chestia asta. Ne-a scris Camelia, travel consultant, ce urmează să întâmple? Unde mai plecăm? Nu, mai mi-a cerut niște detalii despre zborul din Paris, că vrea să verifice ea ceva. A, da. Eu ne-am luat cazare mișto în Paris, până la urmă am găsit o cazare foarte frumoasă și se vede Torinul Eiffel, adică stă lângă Torinul Eiffel. Da. Dar vrea să verifice ceva, da, să-mi dai zbor. Așa, da, doamnă. Bun, pe scurt, nu există omul perfect. Eu nu sunt perfect. Georgiana e perfect. Bine, Georgiana e aproape de perfecțiune. Să și ca e perfect. Să și ca și cu Noel sunt singurele ființe perfecte din această casă. Da. Numai acum glumim, râdem, glumim, dar... Ce vreau să zic e că uitați-vă cât de bine e să abordez situațiile astea care până acum erau niște bombe atomice pentru relația noastră. Sunt în continuare, da. Să le abordez relaxat, cu zâmbetul pe buze. Și să nu-i crăp capul ăluia care greșește când greșește, da? Și să faci tu, ca să nu mai fie certuri în casă. Da, uite, eu promit că de acum înainte, dacă nu spă fug, o să scot eu chestiile alea în mașina de spălat. Bă, dar știți cum urăște ca și cum ne-am spălat ce puțin. Problema e cu creatițele, că nu știu unde să le pun. Dar le lași acolo, dragă, le lași pe blat, nu știu e unde okay, să le... E ok dacă le lași pe blat? Vă dați seama că... De când ne-am mutat aici, toate lucrurile au același loc. Nu le-am schimbat. N-am schimbat niciun loc. Am de la nimic. Greu, sunt dar haos. El, așa pentru e. El este greu să deschidă dura. Puteți să-ți dau un exemplu. Ioana, așa. Doamna care ne face nouă curățenie și care ne ajută de foarte multe ori, îmi zice, mami, eu sper că ți le-am pus bine. Am desfăcut-o, am deschis toate dulapurile, le-am pus și unde am văzut că sunt farfurii, că sunt așa. Așa faci și tu. Ea nu stă cu noi. Dar găsește să le pună la locul lor. Da, mă, mintea mea funcționează altfel, e greșită. Trebuie să repar, știu, sunt anumite... Hai, mă, lasă, dă-le n-ai video. Am și o întrebare și o să răspund sincer. Ia. În ultimul an, consider că am început să ascult mai mult nevoile tale și să mă implic, adică mai dau dovadă de mă doar în cuor de ce zice asta care scoate sunete pe fundal? Sincer, o să spun procentual. Bă, nimic nu-i ușor cu ea, da, mă, așa spune. 98% așa este, te-ai schimbat și ești atent, da. Și ești prezent. 2% este când ți se pune pata pe vreun joc, pe vreun serial, pe vreun căcat din ăsta și nu. Deci nu, efectiv nu mai interesează. De câte ori se întâmplă chestia asta? O dată pe lună. Păi e ok. Da, o dată pe lună, ori e un serial, ori e un joc. M-am jucat Mafia 3, da, m-am rejucat Mafia 3, n-am mai fost om. Am descoperit în weekend 3 body problem. L-am rupt și pe ăla în două, în câteva zile l-am rezolvat. Nu, eu n-am avut timp. Acum trebuie să iau și cărțile să le citesc, pentru că se termină ca dracu. Adică te lasă așa în aer și cărțile dacă le citești, te rezolv. E ceva îngrozitor. Da. Dar da, te-ai schimbat. Da, eu m-am schimbat? Da, 100%. I-a zis, eu am zis 98% și l-a zis 100%, mă, iubirea mea.
Să se mâncă asta blândie. Pentru că nu, eu nu am așteptările pe care le are Georgiana. Sau nu, asta pentru că eu sunt perfectă. Aproape. Da. În fine, cam așa stau lucrurile. Așteptările mele. Care sunt așteptările mele? Terapia te ajută să comunici eficient. Folosește, e ca un soi de Google Translate. Vine cu niște tehnici, niște chestii pe care, acum, sincer să fiu, nu mi le aduc aminte. De ce? Am făcut pentru o felul de exerciții, după spre exemplu. După 3 luni ne-am oprit. Da, spune. Și vă spun și de ce ne-am oprit. Am făcut o felul de exerciții. Spre exemplu, într-una dintre ședințe ne-a pus să scriem 5 lucruri pe care le apreciem la persoana de lângă noi, 5 lucruri pe care am vrea să le schimbăm. Și le-am discutat, dar nu la modul aș vrea să fie mai ordonat. Nu, să detaliezi de ce, cum, să dai niște exemple de situații în care el nu a fost așa cum ți-ai dorit tu, cum ai fi procedat. Adică a fost o discuție foarte, foarte lungă, adică na, o oră întreagă am vorbit despre chestia asta. După aia ne-am făcut niște liste cu ce ne-am dorit noi ca cel de lângă noi să ne ofere. Și aici vorbim la timp, iubire, atenție, bla 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 bla. Că sunt multe exerciții care, da, la prima mână par așa superficiale, dar în momentul în care stai așa tu cu tine și începi să-ți aștern gândurile, îți dai seama că, de fapt, sunt niște chestii pe care, ori la care nu te-ai gândit sau la care nu te-ai gândit suficient sau care sunt atât de la îndemână, dar pentru că suntem sufocați de grijile zilnice, de trebuie să fac aia, de chestii pe care le avem cu toții, pur și simplu le ignori. Și îți dai seama că gesturile mici, cum ar fi un te iubesc fără motiv, o floare adusă tot așa fără motiv, un ecler cumpărat și găsit în frigider, sunt niște chestii care nu te costă foarte mult, dar care schimbă cu totul modul în relație și care celui căruia îi le oferi îi dau așa un boost de încredere și apreciere din partea persoanei iubite. Și zice, uite mă, s-a gândit la mine. Chiar dacă nu e ocazie specială. Da. Faza e că de multe ori ne trăim viața pe pilot automat și lăsăm grijile, lăsăm munca să ne acapareze mintea și luăm tot așa, for granted. Nu vine în română. Le luăm de-a gata, așa. Cum o să zici? Și terapia asta m-a învățat că, băi, fii mai prezent și arată ce simți față de omul de lângă tine. Adică... Și muncești în fiecare zi pentru relația asta, da. Că e o muncă, adică nu e... Da. Nu o să fiu acolo. Nu e la modul, gata, v-ați căsătorit și gata. Nu e. Gata. Mi-a luat mâna, acum gata, treci pe pilot automat, că eu am altele de făcut. Nu, trebuie să muncești zi de zi, trebuie să asculți, pentru că așa cum totul se schimbă în viață, și piticiul omului de lângă tine se schimbă. Dacă până ieri voia flori, mâine vrea să te gândești la, nu știu, să-i recomanzi cum să se îmbrace astă seară, că e în pană de idei, nu știu, zic idei. Lucrurile se schimbă și relațiile se schimbă, oamenii se schimbă și e bine să fii atent ca să te actualizezi, să-ți actualizezi, cum să zic, softul. E normal că evoluăm, e normal să schimbi butoanele și să-ți schimbi lucrurile care... Dar lucrurile de bază rămân de multe ori la fel, adică Maria nu mai fi haos, Maria nu mai fă haos după tine, și încă o luptă, e un proces. Da, nu, problema mare pe care încearcă Maria să rezolve și în unele aspecte chiar le-a rezolvat, acest cuvânt care se numește dezorganizare îl caracterizează pe anumite paliere. Însă, în anul ăsta care a trecut de când am făcut terapie, sunt multe mini-paliere care s-au rezolvat. A înțeles, a ascultat și e atent. Dar a comunicat și mi-a spus, Georgiana, uite, eu pot să fac asta sau uite, nu știu să fac asta, cum aș putea să fac asta? Și am spus o dată de ori, de 10 ori, de 15 ori, până la urmă am învățat. Uneori am țipat, alteori m-am enervat și am zis, băi, a 7-a oară când îți spun, gândește-te, nu mai pot, am obosit. Alteori i-am repetat cu dragoste de soție, alteori i-am repetat cu dragoste de mamă, ca unui copil. El are și problema asta că e un pic senil. Da, asta e o mare chiar problemă. Da, adică el chiar, spune ui, asta despre ui de la mână până la gură. Dar trebuie dar să mă uitez de foarte multe ori până mi se îndrădăcinează. Da,
Ei bine, după 3 luni de făcut chestia asta, ne-am dat seama să nu crează părini. După 3 luni de făcut terapie de cuplu, ne-am dat seama că noi aveam probleme... Separat, da. Multe probleme separat, pentru că butoanele alea erau continuu apăsate și noi reacționam în efectul ăla de spirală, ataromei, cum vă ziceam mai devreme. Adică... ea făcea ceva, eu reacționam într-un fel, după care ea reacționa un fel și tot s-a invers. Eu făceam ceva și ea reacționa într-un fel, după care eu reacționam într-un fel. Și era fix așa, era un haos continuu. Și ne-am seama, bă, noi trebuie să începem terapia individuală. Și eu am făcut deja un an și ceva de când fac terapie. Georgiana a făcut, am mai o pauză, a mai făcut, am mai o pauză, acum merge serios la terapie. Și a durat un pic până am găsit persoana. Da, eu am avut foarte mult noroc și cum funcționează să vă găsiți un terapeut bun? Căutați în cercul vostru de prieteni dacă face vreo terapie, pentru că ăla care, prietenul ăla care se aseamnă foarte bine mult cu tine din multe puncte de vedere are un terapeut care se va potrivi de minune cu tine. Dacă tu te asemeni cu omul ăla foarte mult, ce am simt în cazul meu, așa, la mine a fost... Nu, dacă alege universală, că poate sunt oameni care au prieteni, dar care nu fac terapie. Atunci ce fac dacă nu au prieteni? Da, nu știu, zic ca idee, un prim pas. Adică, da, căutați, în jurul tău. Da, în jurul tău. În jurul tău. Și dacă n-are... prieteni, colegi de muncă, vezi tu cu cine te asemeni mai mult. Și dacă ăla care te asemeni, sută la să vei face click și cu terapeutul. Sau, mă rog, acum pot să spun și părerea mea? Da, spune, sigur. Eu nu sunt de acord cu Marian. Așa. Prietenul ăla care te asemenea, eu sunt de acord, eu sunt de principiu că în prima fază îți întreb apropiații dacă au o recomandare. Dacă fac, dacă nu fac, whatever, este fix problema lor, dacă au o recomandare. Dacă n-au nicio recomandare, îi rogi pe ei să-și întindă antenele, dacă prietenii lor apropiați sau familia sau mai știu ce, au vreo recomandare. Eu, spre exemplu, așa am ajuns la tipa cu care fac, am mers pe recomandarea unei amice, am fost, nu mi se părea că facem click, adică plecam de acolo cu niște teme ale mele, dar nu simțeam că, nu știu, cum plec de aici, cu o liniște în suflet, cu... cu de bătaie pe viitor, nu? Da, da, nu știu, felul în care mă abordează pe mine Alina, că așa o cheam pe tipa care fac, face, pur și simplu, apasă niște butoane și suntem pe aceeași lungime de undă. Și mă rog, după ce n-am mers cu prima variantă, am început să întreb în jur și, mă rog, ce recomandare am mai primit nu avea loc, pentru că este haos. Terapeuții buni sau așa sunt full. Și atunci Matilda mi-a recomandat-o pe Alina pentru că o prietenă dintre ale ei făcea cu ea. Și am zis, băi, sună și vezi dacă e ok. Am sunat, am fost la o ședință și a fost dragoste la prima vedere. Deci, na, căutați în jurul vostru. Dacă nu face click, știți da, că e... pas. Da, adică nu vă, cum să zic, nu vă afundați într-o, că și relația cu terapeutul e o relație, una dintre cele mai intime relații pe care să le aveți, da. Nu e una fizică, ar fi greșit să fie una fizică, e una, cum să zic, la nivel de creier și de suflet și care... care contează foarte mult să fie sănătoasă. Și eu am un noroc, să nu scrieți în comentarii să ne întrebați, că nu o să vă spunem care este terapeutul nostru, pentru că mi se pare din nou, cum vă spuneam, o chestie intimă. Am zis o zic, să știți. De ce nu veți primi un răspuns dacă întrebați? Eu am răspuns, oricum nu are loc, Alina, adică și pe mine mă strecoară. Dar mie mi se pare așa ciudat, adică... Da, bineînțeles. Adică unui prieten i-aș recomanda, dar unor oameni pe care nu îi știu, pentru că nu vă știu din păcate, mă simt ciudat să fac chestia asta. Sper că mă înțelegeți și respectați decizia. Și dacă e ciudată, respectați-o și aia, îmi pare. Bun. Dar pe măsură ce am început să lucrez la mine și să înțeleg multe lucruri despre mine și să-mi înțeleg reacțiile, că de asta e bună terapia individuală, încep să înțelegi de ce ai... uite, ca să vă dau un exemplu. În momentele în care eu mă simțeam bine, eram în Maldive, de exemplu, simțeam o anxietate așa, simțeam că urmează să întâmple ceva rău. Chestia asta vine dintr-o traumă. Când ceva era bine, a urmat ceva rău. Chestii care mi-a rămas din copilărie și pe care la care am început să lucrez și am lucrat printr-un proces care se numește EMDR. Băi, deci, vă jur, o să sune amuzant și arogant, nu știu, mi se pare că am mai zis asta într-un vlog, pe aia am mai mers încă o dată în Maldive, în august.
Panica mi-a luat-o în ianuarie, când am conștientizat, bă, ceva nu-i bine. Și mai avut iar în august. Și n-am mai avut-o. Adică am reușit să o rezolv. Culme. Deci în câteva luni am reușit să rezolv o traumă care era acolo și pe care o simțeam în viața mea. Și gândiți-vă ce înseamnă când ai o chestie asta, când corpul tău intră în panică și mintea ta intră în panică. Cum am simțit eu atunci. Tu te transformi în alt om. Iar oamenii de lângă tine, Georgiana și Noel, îmi luau din energia aia. S-au ajuns să mă cer cu Georgiana. Oricât de bine aș fi comunicat eu cu Georgiana în momentul ăla, eu aveam o chestie atât de adâncă pe care ea nu putea să o rezolv. Doar eu puteam să o rezolv. De asta mă bucur că am făcut chestia asta individuală și că sunt într-un punct de echilibru și mă îndrept câte un punct și mai și, să zic așa. Iar apoi, poate, dacă vom simți nevoia, să reluăm și terapia de cuplu. Dar da, mi se pare că suntem într-un punct excelent. Nu simt. Adică chiar... Oricum, legat de terapie, că și asta e o întrebare pe care am mai discutat-o așa în privat cu fete, că na, ele îmi scriu de obicei, fete, femei, că na, de unde începi? Că știți cum e, te duci la terapie și te întreabă în prima ședință despre tine, bla, 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 bla. Știți că de unde începi, o să simți acolo și să începi să vorbești și ea o să-și dea, el sau ea o să-și dea seama exact din discuția cu voi care sunt problemele de început, după care o să vedeți că pe măsură ce o să avansați în ședințe, o să descoperiți și alte și alte și alte și alte și alte și alte probleme care poate vi se par superficiale, dar care își pun amprenta asupra reacțiilor voastre, asupra ceea ce simțiți, asupra faptului că poate n-aveți încredere în voi sau asupra deciziilor pe care le-ați luat în trecut sau și așa mai departe. Deci nu trebuie să vă faceți neapărat cu o temă, uite, sunt anxioasă, dat un exemplu. Nu, pur și simplu mergi, povestești despre tine și ușor, ușor o să vă dați seama împreună. Explicând anumite situații care te stresează. Uite, spre exemplu, eu am tot felul de dileme din astea legate de creșterea lui Noel, pe care le discut cu ea, pentru că ea este, în primul rând, are un nepoțel de vârsta lui Noel și, na, suntem în aceeași etapă cum ar veni cu copiii. Ea lucrează foarte mult cu copii, foarte, foarte mult cu copii și au fost multe situații în care am întrebat-o dacă am reacționat corect sau cum ar trebui să reacționez în situația asta cu ei, cu Noel. Mai ales că, na, deja Noel vorbește foarte bine, e vocal, știe să-și ceară drepturile, știe să spună nu, să-ți impună limite. Uneori te calcă pe nervi și încalcă limitele pe care le-ai impus și am vrut foarte mult despre chestia asta și mă ajută că oricât ai citi, știți cum e, citești, dar una e să discuți cu cineva care are informațiile astea și, mă rog, a crescut și un copil, are și un nepovanț de vârsta lui Noel, mă ajută mult. Și uite, spre exemplu, am avut un debate cu Marian acum vreo 2 săptămâni și l-am discutat cu ea. Marian îmi spunea că a procedat corect, eu spuneam că n-a procedat corect și am discutat cu terapeuta și mi-a spus că Marian a procedat corect. Eu am gândit cu inima, am simțit și am verbalizat cu inima, însă dacă o luai la nivel rațional, Mariana a avut dreptate. Dar a fost o temă pe care am vrut să discut cu ea și să, nu neapărat să-mi confirme sau înfirme, ci pur și simplu să-mi zică dacă pe viitor, dacă o să ne mai aflăm într-o situație de genul ăsta, este ok să mai procedăm așa sau ar trebui să discut cu Mariana și să-i spun, băi, uite, poate ar trebui să facem altfel. Cum a fost o dată când ai avut o situație asemănătoare și de data aia n-am avut dreptate. Da, dar la fel. Și mi-a explicat de ce și inclusiv și eu vorbisem la terapie despre asta și aceeași chestie mi-a zis-o, știi? Da. Adică ajută nu mult. Suntem perfecți cu toții, luăm decizii bune și decizii greșite, proaste în viață. Important e să conștientizăm atunci când luăm niște decizii greșite și să să ne îmbunătățim. Și de asta consider terapia că e o chestie de igienă, așa, nu știu, e ceva... Din păcate, nu e ieftină, costă ceva. Eu mi-am aminte când făceam 3 sesiuni de terapie pe săptămână, tu, eu și noi. Era să duceau foarte mulți bani pe asta. Însă, chiar vorbeam cu terapeutul meu pe tema asta. Spuneam, cum ar fi dacă statul ar de conta? În care o parte. Oricum, el mi-a zis o chestie, scuze, el mi-a zis o chestie interesantă. Mi-a zis, bă, el a făcut și mult voluntariat și a observat un pattern, că atunci când oamenii nu plătesc, nu-și dau interesul, dar nu apreciază, știi?
Dar aici e o chestie, că sunt oameni care au nevoie disperată și nu-și permit. Cum te limitezi, știi? Aici e chestia asta. Nu știu, e foarte complicat. Eu sunt recunoscător că sunt în punctul ăsta al vieții în care îmi permit să fac terapie, că dacă, nu știu, eram acum 7-8 ani, probabil că nu-mi permiteam. Și observ cât de mult mă ajută. Observ că mă ajută enorm și dacă îți permiți, trebuie să o faci. Dar mi se pare că nevoie. Chestia asta, terapia și sănătatea mentală, da, este așa pe agenda publică de foarte mult timp. Sunt și mulți oameni care fac uz de chestia asta ca să, nu știu, să make a point și să zică, mamă, eu sunt, eu fac, eu drag. Eu cred că... A, și chestia asta poate să creeze un efect negativ la modul, mai dă-te, bă, dar da, terapia sunt, ta. Sunt oameni care... Am înțeles. Care vorbesc despre chestia asta, dar de pe un piedestal așa, de parcă voi proștilor... Da, voi fac... muritori de rând, eu... Cred că trebuie să faceți pasul ăsta dacă simțiți că aveți niște neliniști, dacă simțiți că poate nu evoluați în direcția în care vă doriți voi să evoluați. Să știți că sunt multe chestii din astea care te țin în loc în a evolua, pentru că ai niște... trigere, niște chestii din copilărie care ți s-au întâmplat și care nu te lasă pe tine să treci la următorul nivel. Știu că ce spun poate să pară tâmpenie, dar noi suntem cei care ne impunem limitele. Ca să fac o analogie, gândiți-vă că traumele astea în copilărie, tu chiar dacă nu le conștientizezi, ele sunt aici și îți consumă foarte mult RAM. Cu toții avem un RAM ca la calculatoare limitat, da? Ca la telefon, că la multe aplicații deschise, ca la telefon. Cum am eu, câte 30. Foarte bine asta. Problema e că ele acolo în spate și îți consumă din RAM-ul ăla. Și tu în loc să-ți folosești din resurse, să muncești, să te bucuri de viață, cum eram eu în Maldive, da? Și în loc să mă bucur de cel mai frumos apus pe care l-au văzut ochișoarii mei vreodată alături de cei mai frumoși oameni pe care îi cunosc, eu... E, atunci resursele mele s-au dus în zona aia în loc să se ducă în zona asta. Înțelegeți? Cu terapia începi și diminuezi... Cu terapia, în primul rând, ai descoperit cauza, pentru că tu nu știi care este cauza, ai descoperit cauza, ați lucrat și acum când ajungi în punctul ăla că se întâmplă, să mai ajungă în punctul ăla, știe ce se întâmplă și știe cum să controleze ceea ce simte. Zice, bă, stai puțin. Sincer să fiu, n-am mai simțit. De ce mi-e de rău, la știu, unora li se aplică, altora nu se aplică. Depinde de la traumă la traumă. Dar acum să faci ședințele de MDR. Ce o să zic e că, bă, nu mai simt acea panică, știi? E fenomenal cât de bine a funcționat. Repet, unora unii va funcționa, la alții, depinde de la caz la caz. E ca la medicamente, ca la doctor, înțelegi ce o să zic. Dar, pur și simplu, toate resursele alea acum pe care eu le consumam pe chestia se duc în... Trăiește clipa, bucură-te de oameni de lângă tine, știi? E ceva fenomenal, e cum a zis Georgiana, bă, te ajută să treci la următorul nivel. Acum, repet, știu că e complicat, unii nu-și permit, unii dintre voi nu-și permit, dar poate găsiți o soluție, nu știu. Știu că există și niște clinici de-asta de psihologie care fac chestii pro bono, depinde de la caz la caz, că, cum spuneam și aici, selectează cazurile în funcție de oamenii pe care pot să-i ajute, oamenii care sunt implicați și pot fi ajutați. Faceți research că sigur se găsește o soluție. Pe mine mă ajută și eu sunt un exemplu, chiar consider că sunt un exemplu de succes, pentru că veți observa și voi sau probabil ați observat, m-am schimbat enorm în ultimul an. Da. Și relația noastră se îmbunătățește pe zi ce trece. Chiar o simt. Da. Asta a fost vlogul. Sperăm că v-a plăcut. Cât are? Care e jumătate de oră? Are jumătate de oră. Oricum, trebuie să închidem că merge să nu copilul de la grădină. Sper că ați rămas cu niște informații bune, care să vă ajute. Sper că nu ne percepeți că ne-am pus noi pe un piedestal cu chestia asta. Ne-am deschis foarte mult, am stat mult să ne gândim dacă să vorbim despre chestiile astea sau nu. Da, au fost foarte, foarte multe mesaje legate de treaba asta. Atât în comentarii cât și în DM. Da. Pe Instagram, unde puteți să ne urmăriți apropo. Că răspunde la mesaje. Exact. Mariciu, Georgiana Ionescu. Chiar suntem acolo, ați observat probabil. Acum, să ne scrieți și voi ce părere aveți despre terapie. Sincer, scrieți în comentarii. Și ne vedem peste câteva zile cu un nou vlog. Da, v-am pupat. Să aveți o zi minunată. Ceau. Să-și cazi și tu, pa. Nu deranja. Doamne, și când e tuns așa mieluț. Super, voi ca un mieluț. Cel mai frumos, cel mai frumos, e duți mieluți. Veșnic, veșnic, veșnic bebeluș.
Face 9 ani anul ăsta. Da, în curând. Bă, în aprilie. Da, pe 4. Când facem și noi 9 ani. Ha!